Salutare, mă băieți! Bine m-am găsit la un episod. Un episod mai special pentru că s-a făcut update la CSGO. Știți că nu prea mai joc CSGO, adică joc doar pe Smurf și joc destul de rar, doar ca să fac unele montaje. Dar poate să mă apuc când o să se rezolve unele bug-uri și anti-cheat-ul, poate. Se rezolve și anti-cheat-ul. Și na, hai să vedem ce s-a băgat nou. Să un pic să-mi pun aici asta. Ce s-a băgat nou, fraților? Un update la sunete, adică la sunete să se audă 360 de grade. Nu știu exact, adică s-a băgat setarea asta, HRTF, nu știu la ce te ajută, Head Related Transfer Function, abar n-am, o să vedem noi în joc cum este, care este diferența. N-am jucat acest de când s-a băgat update-ul, doar în meniu suna un pic mai infundat sunetul. Nu știu exact de la ce este, sper că nu se audă așa și în joc, că nu o să mă mai joc jocul ăsta. Oricum deja nu-l prea mai joc. Joc Samp, GTA 5, cam atâta. Domne, ok. Hai să vedem. Și un update la Inferno am auzit că s-a băgat, dar nu-l găsesc aici. Nu-l găsesc, dar l-am văzut la un YouTuber, că am auzit de la ei că s-a băgat update la Inferno. Hai să intrăm în joc, suntem pe mapa Inferno. Stă-mi un pic că... Așa, suntem pe mapa Inferno. Wow, cât de ciudat se aude când schimb. Să-ți mă pe Restart Game 1. Cumpărăm și noi un AVP, ceva, niște arme. Ok. Păi, în primul rând, să găsim update-urile la mapa de Inferno. De, doamne, de Nuke, de Nuke. Cred că... da. Asta este update-ul, băieții. Ia, hai să vedem. S-a băgat o scară aici. Nu știu dacă era scara asta, dar simte că nu. Baci mai pe aici. Aici știam că am auzit. Uite, nu mai merge. Dar nu aici era, mă. Nu era aici, pavă. Aici nu mai merge să plantez bomba. Ha, ce fraiere. Nu mai merge să plantez bomba, bă, silverilor. Știu că, bine, nu e silver, că na, what? Ok, pot sta un aer aici, nu știu de ce. Bă, ce mă asta, frate? Aoleu, stai așa, boss, că ăștia au făcut update de... wow, dar asta e mult mai avantajos. Sincer, față de vechiul update, asta e mult mai avantajos pentru că puteți intra aici. Faceți o mică găurică. Gata. Și el nu vă vede prea bine, gen dacă plantați bomba aici, aia poți spuneți aici? Da. El nu vă vede tot, vă vede doar capul, dar voi dacă veniți aici, practic, îl auzi că dă diffuse, fac și l-o mori. Practic e foarte easy, mai bine decât ușa, decât geamul ăla vechi în care ți se vedea tot corpul. Părerea mea, frate, update-ul ăsta chiar... Opa, am dat pe tasa din greșeală, mă scuzați. Update-ul ăsta mi se pare mult mai ingenios decât update-ul vechi, sincer, părerea mea. Da, sunt multe schimbări aici, ce-i? Ok. CS16, clar, frate. CS16, băieții. Practic jucăm CS16 acum. Știți că la CS16 era cu apă, cu de-astea, de poți să te bagi prin apă. What? Ce chestie asta? Am înțeles, fraților, practic. What? Păi vedeți ce văd și eu. Ce chestie asta? Asta e ceva gen easter egg? Asta e un easter egg, cumva? Ok, să mergem în sus. Nu știu ce chestia aia, cred că e un easter egg, ceva de asta trebuie să nimerim mapa acum, ok. Deci chestia asta, asta, deci update-ul ăsta, sincer, hai să vedem sunetele, frate, ia, în setări, sau audio. Ia uite-l, mă, asta, update, headphone suite, HRTF. Hai să vedem. Wow. LOL. LOL, ce diferit se aude și ce fain se aude. Deci se aude exact, înainte nu se auzea fix, fix, așa de fain e. LOL-ea. LOL. Auziți și cuțitul. Bă, asta o să-i avantajeze pe mulți. Deoarece mulți joacă la sunet, inclusiv eu, adică și eu joc la sunet. Deci de-ar avantaja pe mulți dintre noi update-ul ăsta. Ce facem asta?
Era deja pe mulți și a plinut ăsta aici chiar cu balustrada. Aici știu că era o balustradă. Știu sigur că era o balustradă aici. Sau de fapt nu, cred că era... Nici nu cred că puteai să treci pe aici înainte. Ia. Yeah. Opa, ce frumă. Nu mă lasă să stau aici, really? Ah, ok. Deci aici n-ai voie, ok. Bă, mi se pare mult mai fain update-ul ăsta. Să vedem pe aici dacă e ceva update. Ia, ia. La arme nu s-a mai făcut niciun update, doar la astea. Bă, update-ul ăsta, sincer, mi se pare un pic mai frumos. Plus că eu nu jucam mapa nuke foarte mult, deci nu mă deranjează cu nimica. Dar totuși e fain update-ul. Chiar părerea mea este că este un update foarte calm și foarte... Aia cu sunetul chiar e o chestie. Poate o să mă apuc și o de chestie din nou cu ocazia asta, dar chiar abar n-am, update-ul ăla chiar e extrem de șmecher. Nu știu, părerea mea, acum părerea voastră nu știu ce ziceți, ia, hai să vedem, de fapt nu știu de ce vă zic, ia, și se aude așa de bine, așa de beautiful, uite, ia. Când e și lateral, așa se aude fix din lateral, înainte nu se aude chiar așa de bine. Oricum, fraților, e foarte, what? Chestia asta nu era așa înainte, chiar nu era. Pancardele astea cu danger s-au băgat. Nu erau așa. Hai să modific ceva. Bă, parcă un pic s-a... Op. Nu s-a modificat nimic aici? Parcă vrei să modificați, știu că asta nu era chiar așa de apropiat aici. Aici putea sta un om lejer să treacă, știți? Așa mi se pare. Nu știu. Da, mă. Nu era chiar așa. Era un pic îndoite ca... Era un pic îndoite astea. Da, mă. Chiar uite, s-au făcut 7 aici. Foarte șmecher, mă, foarte șmecher. Chiar apreciez că Valve se și ocupă un pic de joc acum. Chiar dacă nu se ocupă de anticip, totuși au făcut ceva aici. Destul de șmecher. Și ce-au mai băgat? Hai să vedem. Ridi... Cam atât, mă. Cam atât, fraților. Păi, sper că vă place și vouă noul update. Nu, eu acum nu știu ce să zic, încă sunt confuz, încă aștept să văd, na, cum e. Unii ziceau că au framerate mult mai mic, hai să vedem eu ce framerate am aici. Am 300 de FPS-uri, dar nu scade nimica, mie nu mi-a scos nimica. Ia, 300, nu, mie nu scade nimic. Și aveam tot la fel. Pe nuke chiar aveam un pic de lag înainte, adică nu un pic de lag, dar nu aveam 300 de FPS-uri, aveam 100, 200, 200, nu aveam chiar 300, acum am 300, nu? Nu știu, frate, chiar nu știu ce să zic acum, na. Mă rog, sper că vă plac și noile astea update-uri, mie-mi plac unul și, na, mă, o să mai fac review-uri din când în când, nu știu dacă o să mai joc CS foarte mult. Bazi, o să mă apuc de alte jocuri care sunt mult mai jmechere, gen Battlefield 4, o să mai postez pe canal, o să postez Call of Duty, GTA 5, ce o să mai apară nou, deci nu neapărat CS. Poate o să postez și CS așa mai rar un pic, dar asta vedem. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal și ne vedem data viitoare. Bye, bye!